Bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție Alternative Hour pe Music Channel. Eu sunt Hefe și în fiecare luni de la ora 22, în reluare joi de la ora 23, avem parte de o oră de muzică, mai altfel. Vorbim despre concerte, vorbim despre festivaluri, vorbim despre expoziții, vorbim despre oameni mișto care vin și fac treburi pe care noi le admirăm. Vorbim despre oameni pe care nu i-am mai văzut, oameni pe care o să-i mai vedem, oameni despre care o să citim în reviste din Anglia și din America și tot o să fie foarte bine dacă vă uitați la televizor. Dacă nu vă uitați la televizor, tu n-ai televizor, nu? N-ai. Există un site, onemusic.ro/live, și acolo se întâmplă. Nu întreb chestia asta, că de foarte multe ori oamenii, păi eu n-am televizor. Este Alexu, bună seara! Salut! Salut. Tu ai televizor? Da, chiar am. Te uiți la televizor? Puțin, dar în special mă uit și la One Music Channel. Nu trebuie să spui asta, că nu te-a pus nimeni, spui nimic. Fian. Deci hai să vorbim despre tine. În primul rând, zi-mi care a fost prima dată când ai auzit tu muzică în jurul tău. Ei bine, cred că eram mic și am ascultat Michael Jackson. Mi-am amintesc că cele mai adânci amintiri sunt despre copilăria mea și Michael Jackson, ascultam foarte, foarte mult. Știu că i-am stricat odată o casetă mamei mele și am înregistrat de la radio Michael Jackson peste, dar s-a meritat. Michael Jackson, care îți place, Michael Jackson sau Prince? Michael. Ok, hai să vorbim puțin despre, ai un proiect, se cheamă Alex and the Voices Inside. Când a fost momentul când ți-ai dat seama că vrei să te apuci de muzică? Prima oară am început să cânt la chitară, pe la 15 ani. Și după mai multe experiențe, am fost chiar și toboșar într-o formație pe timpul liceului. În perioada facultății am dorit să creez ceva autentic și original și am vrut să fie foarte sincer. Stop, stop! Ce înseamnă autentic și original, în ce an? 2017. Deci anul trecut. Ce înseamnă autentic și original? Cum poate cineva să creeze autentic și original într-o lume în care este, nu știu, mai ceva lipsă? Nu știu, nu, eu nu întreb de curiozitate. Nu. Cred că am vrut să fie foarte mult, să fie muzica făcută din suflet și să fie sinceră și asta să... Toți să fie... ascultată de toată lumea. Ok, ca și direcție muzicală, a fost trupe care în timp ce tu, nu știu, că compuneai, creai muzica asta, care te-au influențat sau ți-ai zis, bă, uite, așa aș vrea să fiu și eu într-o zi? Sigur, am văzut un clip pe YouTube cu Damien Rice. Am văzut acolo cu ce poți să faci cu o chitară și vocea și să umpli... Trebuie să te uiți la Eric Clapton. Nu, mi-a plăcut foarte mult sinceritatea și a însemnat foarte mult pentru mine să văd chestia asta. Mai ales că anul ăsta am reușit să-l văd și live în concert și mi-a umplut sufletul. A fost foarte, foarte frumos. Ok, Damien Rice este principala ta influență, să înțeleg. M-am ascultat și Ed Sheeran, Ben Howard, în direcția Ben asta. Mult îmi place Ben Howard. Ed Sheeran, Și cine ai mai zis? Ed Sheeran, Damien Rice, Ben Howard. Rules. Îmi place mult Ben Howard. Cum s-a ajuns la povestea asta? Luminescence, da. Ei bine, în disc este vorba despre toată antologia asta între bine și rău sau lumina și întuneric. Și chiar cred că după lucrurile mai neplăcute care ți se pot întâmpla în viață, apare mereu lumina. Oh, ce frumos! Nu, serios, chiar despre asta e vorba.